Și acum ce ar trebui să fie? Să pun, dar nu e. Știți cum e problema? Sunt mulți care intră, îl ia și pleacă. L-au și luat? Da, se întâmplă, așa e civilitatea la noi. Da. Și dezinfectanți? Cu astfel de dotări, în vreme de pandemie, a plecat unul din trenuri din București spre Iași. Conductorul spune că ele erau, deși la verificare au dispărut. Distanțarea este să vând toate locurile din tren conform hotărârii europene. E o directivă europeană. Există dezinfectanți, există pentru călători? Da, 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 să pună la toalete dezinfectant în aparate speciale. Și este cu siguranță ultima problemă a călătorilor, mai ales la un drum lung cu trenul. Majoritatea o poartă doar pe gură și nu o poartă cum trebuie, pe nas. Nu există distanțare socială în tren. Toată lumea stă ca înainte de pandemie în tren. Nu, ar trebui, părerea mea, să fie măcar două persoane pe patru locuri. Majoritatea pot avea o mască care au fost folosită ceva timp. Da, de mai multe ori. De exemplu, am întâlnit cu persoane care dușeau lângă mine în tren, dar aveau masca, ce corect, dar totuși e periculos. Cred că introducerea de noi vagoane ar fi favorabilă. Mai, cu cât mai multe vagoane, cu atât mai dispersată lumea în tren. Unde am fost eu, într-un compartiment de patru persoane, erau toate patru locurile ocupate, deci cred că ar fi necesară o distanțare. Încă de pe peron, oamenii uită de riscuri imediat ce trenul ajunge în stație. Cu siguranță ăsta este unul dintre momentele cele mai periculoase, momentul în care călătorii încearcă să urce către tren, deși și-au luat bilet, deși există locuri, nu mai există distanțare, toată lumea se îmbulzește în încercarea de a ajunge cât mai repede în compartiment. Nici acolo lucrurile nu sunt diferite, pentru că, spun cei de la CFR, călători, în momentele de față se circulă la capacitate maximă, adică se vând toate biletele. Problema nu e la celor care vin de la Iași o dată pe lună, problema e la cei care merg zilnic, în fiecare dimineață. Polițiștii spun că au făcut și controle în ultima perioadă. Numai în ultimele trei zile au controlat 120 de trenuri și au dat 140 de amenzi pentru nerespectarea măsurilor de protecție.